vorbesc despre temerile femeilor de a deveni mame. Am foarte multe prietene care încă nu sunt mame și am auzit de-a lungul timpului foarte multe idei preconcepute despre a avea copii și cam de aici a venit ideea mea de a vorbi despre acest subiect. În același timp, acest video este o colaborare cu o altă mămică de aici de pe YouTube care se numește Andreea Osrobanu. Am descoperit-o cu ceva timp în urmă și în momentul în care i-am ascultat videoclipurile și în special pe cele în care vorbea despre alăptare, era ca și cum vorbeam eu. Mi-a plăcut foarte mult modalitatea în care a abordat acest subiect și mi s-a părut că în multe aspecte ne potrivim, că suntem cam pe aceeași lungime de undă. Vă invit să vizionați și canalul ei. Este un canal în care veți găsi foarte multe informații prețioase, pentru că Andreea a făcut destul de multe videouri legate de sarcină, momentul nașterii, alăptare și tot felul de chestii de genul acesta. Ea are doi copii, un băiețel și o fetiță. Este o fată foarte drăguță și sunt sigură că vă va plăcea de ea. Colaborarea aceasta cu Andreea constă în faptul că amândouă abordăm cam același subiect, și anume temerile femeilor, și ea va vorbi în mod special despre temerile cu care se confruntă mamele în momentul în care au copii. Înainte să devin mamă, mă gândeam întotdeauna că în momentul în care voi avea un copil, momentul acela mi se părea atât de îndepărtat și Dani îmi spunea chiar și înainte să ne căsătorim că își dorește un copil destul de repede, lui plac foarte mult copii, eu nu mai am frați și nu am avut nici foarte mulți verișori, nu eram foarte familiarizată cu copii și nu pot să spun că aveam așa o atracție deosebită, nici nu prea știam să mă joc cu ei și nici nu prea știu nici acum, adică chiar și acum fiind mamă nu sunt extraordinar de topită de alți copii, însă îmi plac mult mai mult decât îmi plăceau înainte și nu sună oarecum ciudat, nu neapărat că nu îmi plăceau copii, dar nu eram obișnuită cu ei. Și mi se părea așa că în momentul în care voi deveni mamă va fi unul foarte greu și mă gândeam la momentul nașterii cu groază și, nu știu, tot timpul când mă gândeam la lucrurile astea încercam așa să le pun undeva departe. După ce am devenit mamă, toate prietenele mele, nu știu dacă neapărat mă priveau cu compasiune, dar și în momentul în care eram însărcinată, destul de multe persoane îmi spuneau că o să vezi, după ce o să naști, nu o să mai ai timp de nimic, nu o să mai ieși pe nicăieri, oricum nu o să mai aveți timp să ieșiți cum ieșiți acum, și eram conștientă de lucrurile astea și ziceam, da, așa este, într-adevăr, nu o să mai ieșim, asta e, o să ne obișnuim, o să ieșim foarte rar. Dar oarecum încercam să mă gândesc la lucrurile astea ca fiind ceva normal, însă în mintea mea gândeam totuși că nu poate fi chiar atât de rău. Ceea ce vă propun eu, de fapt, în acest video este să vedeți oarecum momentul nașterii și momentul acela în care devii mamă și a avea un copil, cumva dintr-o altă perspectivă decât cea care oarecum v-a fost indusă până acum. Eu recent am vorbit despre un video în care vă spuneam greutățile cu care m-am confruntat de când sunt mamă și momentele alea în care am fost cel mai jos posibil, așa că astăzi vreau să vă vorbesc și despre lucrurile pozitive și lucrurile bune, lucrurile care m-au ajutat să cresc de în momentul în care am devenit mamă. În primul rând vă propun să vă gândiți care este motivul pentru care doriți să deveniți mame, care este motivul pentru care vă doriți copii. Și o să vedeți că mai târziu voi aborda și aspecte care nu sunt neapărat relaționate cu femeile care își doresc să devin mame și cu mămicile care deja au copii. Cred că este foarte important să nu vă gândiți foarte, foarte mult la momentul nașterii în sine. Este un moment greu, este un moment care doare, asta cu siguranță, este un moment important în viața unei femei, însă nu este un moment peste care să nu poți să treci. Eu întotdeauna m-am gândit că atâtea femei au trecut pe aici, este imposibil să nu pot și eu să nasc. Este într-adevăr un moment în care o durere care nu se compară cu nimic, cu absolut nimic, oricât de mult ai încerca să o explici, însă, mulțumim lui Dumnezeu, există anestezii, există foarte multe modalități în care durerea poate fi alinată și, cu siguranță, și fără anestezie și cu anestezie, o să
puteți să treceți peste acest moment. În momentul în care devii mamă și cum vă spuneam mai devreme, foarte multă lume îmi spunea că nu o să mai putem ieși, că nu o să mai putem face o grămadă de lucruri, vreau să vă spun că cel puțin în primul an de zile am ieșit exact la fel cum am ieșit și până atunci. Louis era micuț, puteam să-l luăm peste noi oriunde, l-am introdus pur și simplu în rutina noastră. Am refuzat să mă gândesc că în momentul în care o să am un copil, efectiv o să mă rup de toată lumea și nu o să mai am prieteni. Louis, practic, a crescut sub ochii prietenilor noștri, tot timpul l-am luat după noi. Bineînțeles că am încercat să nu-l dăm foarte tare peste cap rutina, pentru că oricum nu e ca și cum ieșeam în fiecare seară în oraș. Însă o dată de două ori pe săptămână nu era nicio problemă dacă dormea în scoică, în mașină, în timp ce eram pe drum sau adormea chiar acolo. De cele mai multe ori dormea pe mine sau în sistem, deci nu era neapărat o problemă, era foarte ok pentru că era micuț. Când a început să mai crească, când s-a apropiat de vârsta de un an, într-adevăr a devenit un pic mai greu pentru că avea niște ore destul de bine stabilite și încercam să facem în așa fel încât să nu-i dăm foarte tare peste cap somnul. În momentele în care am avut posibilitatea să avem ajutor pe tata socru, mama mea, mama soacră, oricine ar fi fost prin preajmă, am încercat să-l lăsăm pe lui și să mai ieșim doar noi doi sau tot așa împreună cu prietenii pentru câteva ore, lucru care din nou a fost super fain. Așa cum vă spuneam, în momentul în care l-am plinit un an, a început să doarmă doar o singură dată pe zi, mă rog, pe la un an și o lună și două luni, cam așa, a început să doarmă doar o dată pe zi și atunci a fost mai greu, pentru că seara era foarte obosit și în continuare este destul de greu. Seara este foarte obosit și nu reușim să-l mai ținem treaz foarte mult timp și atunci da, e mai delicată situația, însă în momentul în care vrem să ieșim, de exemplu aseară, am fost la niște prieteni și am încercat să-l culcăm pe Luis undeva în jurul orei 6, a dormit până pe la 7 și jumătate și atunci am plecat de acasă când el s-a trezit și ne-am întors undeva în jur de 12 noapte acasă. Era foarte obosit în momentul în care am ajuns, dar a fost ok și pentru noi că am ieșit și pentru el, s-a bucurat foarte mult să mai vadă și alți oameni. Chiar astăzi o să mergem la niște prieteni care au cățel și sunt sigură că o să fie super încântat să se joace. Nu știu, încercăm să facem în așa fel încât să-l introducem în rutina noastră, dar în același timp și rutina noastră s-a modificat oarecum după nevoile lui. Și suntem și noi fericiți și el fericit, așa că mie mi se pare că în momentul în care ai un copil, dacă ești destul de curajos și înțelept să ai anumite decizii și să nu te izolezi de restul lumii, cred că nu duce atât de mult dorul vieții dinainte de a avea copil. Cu siguranță viața se schimbă, asta este clar, 100%, nu vei mai putea face tot ceea ce făceai înainte, sunt anumite lucruri în care nu poți să mergi cu copilul, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le eviți atunci când ai un copil pentru sănătatea ta, pentru sănătatea lui, însă sunt de părere că dacă reușești să îți asumi și să te obișnuiești cu gândul că statutul tău s-a schimbat, acum ești părinte, cred că nu există loc de frustrări sau, nu știu, loc de gânduri cum că înainte era mai bine față de momentul în care ești deja părinte și ai un copil. Cred că, în general, bărbații se confruntă mai mult cu chestia asta, la ea poate puțin mai mult timp să înțeleagă că nu mai pot avea comoditatea pe care o aveau înainte să aibă un copil, însă foarte, foarte multe prietene și foarte multe persoane cu care am interacționat de-a lungul timpului se sperie de momentul în care vor avea copil și se gândesc la faptul că nu vor mai putea face absolut nimic. Timpul este limitat, trebuie să te organizezi foarte bine, trebuie să întotdeauna să știi ce ai de făcut. Dacă nu ești o mamă organizată, nu ai făcut absolut nimic, nu reușești practic să faci nimic. Stai în casă cu copilul și cam atât. Trebuie întotdeauna să știi ce ai de făcut și dacă te organizezi, vă promit că totul e ok și totul merge foarte bine. Am avut, cum vă povesteam, momente în care nu am făcut asta, nu m-am organizat bine și s-a văzut și în starea mea de spirit, s-a văzut în absolut orice. Așa că cred că poți să faci foarte multe cu un copil, mai ales în primele luni, în primul an, când doarme foarte mult, îți solicită atenția, însă nu atât de mult ca atunci când doarme mai puțin, când mai crește și doarme puțin și are mult mai multă energie.
Bineînțeles, sunt etape diferite, tot timpul este în creștere copilul și într-o continuă schimbare, dar te schimbi și tu și crești și tu odată cu el, din toate punctele de vedere. De când am copil, cred că sunt mult mai productivă și îmi doresc să fac mult mai multe. Mi-am dat seama din momentul în care am devenit mamă că timpul este foarte prețios și că au fost momente în viața mea în care am avut foarte mult timp la dispoziție și l-am mirosit, pentru că nu mi-am dat seama cât de prețios este și cât de important este să investesc în mine ca om și să fac lucruri pentru mine. Lucruri pe care acum, din păcate, nu am timp să le fac, însă îmi fac timp pentru lucrurile care sunt absolut, absolut necesare și lucruri care îmi fac plăcere, lucruri care mă ajută să mă dezvolt și pentru faptul că știu că nu am atât de mult timp pe cât aveam înainte, reușesc să fac oarecum mai multe. Nu știu dacă are sens ce spun, dar cred că ați înțeles ideea centrală. Cred că este foarte important și să nu tratăm copilul ca fiind acest obiect foarte mic și fragil care se poate sparge imediat și care oricine s-ar apropia de el îi poate face rău și totul să fie așa ținut ca într-un bol de cristal. Bineînțeles că copiii, mai ales atunci când sunt bebeluși, sunt foarte fragili, este foarte important să avem grijă să nu intre în contact cu anumite persoane care pot fi bolnave sau, nu știu, să avem grijă mereu să ne spălăm pe mâini, mai ales când venim de afară și persoanele care vin să ne viziteze. Ceea ce vreau să spun este faptul că sunt foarte multe mame care sunt foarte, foarte panicate la început și foarte stresate și nu lasă pe nimeni să se atingă de copil și vor să facă ele absolut totul și nici măcar tații n-au voie să facă anumite lucruri pentru că ei nu știu și pentru că ele trebuie să facă totul și cred că asta duce la epuizare. La un moment dat a ajuns să devii epuizat și copilul cândva mai crește, de asemenea cred că nu este foarte în regulă să fim atât de supraprotective. În fine, în momentul în care ești mai relaxat și iei lucrurile mai natural și încerci să gândești lucrurile din timp, însă să nu te precipi și să nu te stresezi, cred că dacă ești genul acela de părinte, automat și cei cu care intri în contact au mai multă dorință de a se împrieteni cu tine, de a se vedea cu tine și cu copilul în același timp. Atunci când nu aveam copil, nu pot să spun că îmi făcea foarte mare plăcere să ies în oraș și să fie copii prin preajmă, pentru că este oarecum deranjată acea ambianță în care, nu știu, toată lumea e relaxată. De obicei, părinții sunt atenți, copilul să nu strice, să nu pună mâna, să nu facă aia, să nu deranjeze pe ceilalți. Tot timpul copilul are nevoie de atenție, nevoie de ceva. Și atunci, dacă tu amplifici chestia asta și mai mult, există anumite persoane care pot fi deranjate, ca să spun așa. În momentul în care tu ești mai relaxat și îi lași și pe ceilalți să interacționeze cu copilul tău, să se joace, să, nu știu, să fie această atmosferă relaxantă, cred că și celorlalți le face mai multă plăcere să fii în jurul lor și cu siguranță te vor mai invita și altă dată să vii la ei acasă sau să ieși cu ei în oraș. Cred că dacă nu ești așa și ești exact contrariul și ești tot timpul stresat și pe aici așa ca nimeni să nu-ți atingă copilul sau să, nu știu, să nu se întâmple anumite lucruri în preajma copilului tău și mă refer la lucruri normale, nu la cine știe ce lucruri, evident că ceilalți te vor ocoli și, nu știu, poate că viața socială poate fi afectată de acest aspect. Cam acestea sunt lucrurile despre care am vrut să vă vorbesc în acest video. Sper că v-a plăcut, că vi s-a părut interesant, chiar dacă aveți sau nu aveți copii. Nu uitați să vizionați și clipul Andrei. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și până data viitoare rămâneți cu bine. Pa, pa! La vârsta pe care o are Luis, orice ține de creșterea copilului, mă ajută foarte mult să vorbesc cu prietenele mele care au copii. Wow! Este super această lumină și when I reach out.